Nu se poate să ai o relație cu cineva. Cred că trebuie să fie o abstinență oarecare, fiindcă, într-adevăr, poate fi mari probleme. Femeia trebuie tot să gândească mai ales la sănătatea ei, fiindcă e femeie. Bărbații sunt mai ușurați și îmi pare că la așa ceva. Trebuie să scutărești problema, dar pe urmă și dragostea și altceva. Aflându-se în stradă, neavând o locuință proprie, Doamne ferește, având un handicap sau o altă boală care a obținut-o recent, prevalează, bineînțeles, că acele instincte sexuale, dacă pot să le zic așa, când ei, riscul este foarte, factorii de risc sunt foarte ridicați, sunt foarte mari ca ei să devină victime a diferitor situații, pot să se îmbolnăvească dacă nu este acea protecție. Это самый верный, преданный, надежный друг в жизни. Понимаем друг друга и любим друг друга. Несмотря на наш возраст, но любим друг друга. У Бога когда-то спросили, что такое любовь. Он ответил, это взаимопонимание. Ну как-то она не беременела. Мой вот личный способ, вот как мне бабушка еще учила, это аспирин. Просто берешь таблетку аспирина после, значит, полового акта, идешь в душ, таблетку аспирина и все это то же самое, все предохранено. Accesibilitatea este, aceste persoane nu se adresează, ei nu sunt informați, utilizează probabil niște metode care nu sunt eficiente. Dispozitivele pentru protejare de stat cine dorită se oferă absolut gratuit, cum ar fi cele de barieră, prezervativi, se instalează dispozitive uterine și de ce aceste persoane pot și trebuie să treseze în aceste cabinete de planificare familială care se află în fiecare centru raional.